un spectacol grotesc în seara asta în Parlament, pentru că este dezbaterea legii bugetului, totul trebuie să înceapă cu discursul premierului, numai că totul a început cu un schimb de replici, o ceartă în toată regula, cu insulte. Între George Simion și Diana Șoșoacă au pus mâna pe microfonul de la tribună și au folosit telefoanele mobile, cum se întâmplă de obicei. Premierul inițial a intrat în sală, a găsit scandalul, a ieșit, s-a retras, a revenit, a început discursul, moment în care, pe lângă pancartele celor de la AUR, au apărut și cutiile celor de la USR. La un moment dat, parlamentarii USR aruncau cutiile în așa fel încât să se vadă în cadru, deci înțelegem că era un mesaj important de transmis. Este Cătălin Drulă, președintele USR în studioul Digi24. V-am promis asta deja și v-am promis că ne va explica și ce s-a întâmplat în Parlament. Bună seara, Cătălin Drulă! Bună seara, mulțumesc pentru invitație! De ce au ales colegii dumneavoastră această metodă? Pentru că, în primul rând, ce este grotesc este ceea ce se întâmplă cu bugetul României. Avem al doilea an la rând un buget construit pe date false, un buget care va avea o gaură în execuție, noi estimăm, de cel puțin 40 de miliarde de lei. Am spus-o și despre bugetul pe 2023. Un buget construit pe taxe mai mari, cu un partid, așa zis, de dreapta, care nu mai e de mult de dreapta, PNL-ul, care are ministrul finanțelor, care a crescut taxele de pe o lună pe alta în anul 2023. În octombrie au intrat în vigoare taxe noi pentru noiembrie, altele de la 1 ianuarie peste câteva zile, în condițiile în care în programul de guvernare spuneau că nu va crește nicio taxă. Asta este grotesc. Bineînțeles, recuzita, aceste false cadouri de Crăciun, erau niște cadouri cu o fundă pe care scrie taxe mari și buget record pentru speciali. Sunt, de fapt, cadourile otrăvite pe care această guvernare girată de Klaus Iohannis le aduce României. Avem o execuție bugetară dezastroasă pe acest an și ținută sub preș. O să dau o singură cifră pentru că, până la urmă, este cea mai relevantă. 180 de miliarde de lei, asta înseamnă 180 urmat de 9 zerouri, după 180 mai sunt încă 9 zerouri, asta este cifra cu care s-a împrumutat România în acest an. Deci împrumuturi făcute de Ministerul Finanțelor de 180 de miliarde de lei, ca să avem un ordin de mărime, acum câțiva ani, poate 6-7 ani, asta era toată datoria acumulată pe 10 de ani a României. Acum împrumutăm într-un singur an asta, pentru ce? Pentru a hrăni o foame de bani a actualei guvernări, care este nestăvilită. Pe unele cutii scria taxe noi. Știți că la anul vor fi taxe mai mari, vor fi majorate taxele? Marcel Ciolacu, Nicolae Ciucă promit peste tot că la anul nu vor fi majorate taxe și impozite. Dumneavoastră, de ce spuneți taxe noi? Știți cum e? Sau vă referiți la cele din 2023? La care vă referiți? Este ca într-o... Sunt două aspecte. Una e parcă e într-o relație abuzivă în care Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă promit că nu mai fac. Păi tocmai au crescut taxele. Este o ordonanță de urgență dată la sfârșitul, mă rog, acea asumare a răspunderii și niște ordonanțe de urgență în succesiune, care au crescut o serie de taxe cu intrare în vigoare imediată, la 1 noiembrie, vorba de impozitele și contribuțiile a peste un milion de oameni lucrând în IT, în construcții, în agricultură și în industria alimentară și alte taxe care au intrat în vigoare atunci. Alt pachet intră în vigoare la 1 ianuarie, deci deja s-a săvârșit fapta. Trecând peste asta, al doilea aspect este că un paragraf de lege pe care l-au băgat în legea bugetului, păi în fiecare săptămână dau o ordonanță de urgență a acest guvern care spune prin derogare de la o prevedere care nu ne-ar lăsa să facem ceea ce facem, așa spune Marcel Ciolacu, nu ni se aplică această prevedere. Deci derogările se întâmplă în fiecare săptămână, derogări de la codul fiscal, derogări de la legea finanțelor publice, de la legea responsabilității fiscale, în mod excepțional în acest an. Premierul și Ministerul Finanțelor nu semnează declarația de conformitate pentru buget cu principiile responsabilității fiscale. Există o declarație care din 2010 a fost introdusă și cumva pentru a atrage răspunderea premierului și a ministrului finanțelor, am trecut printr-o criză în 2008-2009, a spus așa, de acum încolo, când prezentați un buget în Parlament, semnați pe proprie răspundere că bugetul pe care l-ați trimis în Parlament respectă principiile responsabilității fiscale, care sunt dezvoltate mai departe tehnic în lege. Anul acesta, ordonanța de urgență trenuleț de acum câteva zile introduce o derogare și spune, prin excepție, bugetul prezentat peste câteva zile nu va fi semnat de premier și de ministrul finanțelor PNL pentru conformitate. Ajutați-i pe telespectatorii noștri care sunt la curent cu toate temerile exprimate în ultimele săptămâni, în ultimele luni, în legătură cu cât de hazardat este bugetul pentru 2024. S-a spus despre acest buget inclusiv că este o aventură. Bun.
Există pericolul ca din disperare, din nevoie, în 2024, vă așteptați să se întâmple asta, să fie majorate taxe și impozite, dincolo de promisiunile despre care vorbeam mai devreme? Vedeți acest pericol? Văd pericolul oricând, pentru că este o disperare. Acum, nu știm dacă vor crește TVA-ul peste câteva luni sau nu. Nu putem să știm, pentru că singurul lucru care pare inflexibil sunt cheltuielile și clientela de, și acele sume care alimentează clientela de partid. Uitați-vă că așa zisa reforma administrației publice, ne-a spus la un moment dat domnul Ciolacu, domne, cu o mână luăm, cu o mână ne stragem și noi cureaba, tocmai a fost amânată prin ordonanță de urgență, cu 6 luni. Vor mai fi 6 luni și așa mai departe. Uitați-vă că, iau un exemplu simplu, concret. Secretarii de stat, faimoasa declarația domnului Ciolacu când a preluat guvernarea, domne, am ajuns la un număr record de secretari de stat, trebuie să facem o reformă aici. Două aspecte. Unu, numărul de secretari de stat este stabilit prin pixul primului ministru. Se face prin hotărâre de guvern. Este o decizie foarte simplă. Doi, avem exact atâția secretari de stat ca în momentul în care a făcut acea declarație. Pentru că, de fapt, este o guvernare bazată pe mistificare. Este suficient să declari intenții, nu trebuie să le pui în practică. Asta este principiul pe care și l-a enunțat cumva printr-o scăpare, domnul Ciolacu are deseori scăpări, în primele săptămâni ale guvernării. Când a spus, trecem de la fapte la vorbe. Vă aduceți aminte ce le vorbea declarație? Ori ăsta a rămas un fel de moto al acestei guvernări. Nu știu dacă vor fi majorate. Ce pot să vă spun este că cheltuielile sunt subestimate cu 20 de miliarde de lei bazat pe estimările experților noștri, iar veniturile sunt supraestimate cu 20 de miliarde de lei. În ansamblu, 40 de miliarde de lei gaură, peste 2% din PIB, peste ceea ce aveam deja. Vom vorbi imediat despre celelalte cutii pe care scrie buget mai mare pentru pensiile speciale. Buget record pentru pensiile speciale. Imediat o să ne explicați. Dar uitați-vă la această imagine. O să ne ajute imediat colegii cu imaginile reluate. Uitați-vă la cum s-a întâmplat în Parlament. Sunt sigur că ați văzut și în direct. Apropo de felul în care bruiajul a fost generat de parlamentarii aurii, vedem cu pancartele, și de colegii dumneavoastră de la USR cu cutiile. Imaginea asta vă face bine? Uitați, premierul Ciolacu a făcut niște lucruri în premieră după Revoluție, adică a ocolit Parlamentul și a încălcat Constituția în ce privește materia fiscal-bugetară ca niciun alt premier de după Revoluție. Este primul guvern care nu face rectificare bugetară. O rectificare bugetară ar fi fost discutată în acest Parlament. Este primul premier care își dă, cred că sunt vreo 7-10 ordonanțe de urgență în care spune mie nu mi se aplică, explic termenul tehnic de derogare, legea finanțelor publice, codul fiscal, legea responsabilității fiscal-bugetare. Aceasta este o măsură de disperare. În momentul în care practic îndatorezi România în acest hal și anul acesta deficitul real este de 7% din PIB. Deja au început să spună sub presiunea unii miniștri, audiat zilele trecute de colegii mei în Parlament, ministrul dezvoltării a spus că are arierate pe programele de dezvoltare PNDL 3 și CNI, Compania Națională de Investiții, de 3 miliarde de lei. Ministrul apărării a recunoscut că 8 miliarde de lei care erau puse în buget pentru înzestrare NATO au trecut în fondul de rezervă al premierului. Este primul premier de după Revoluție care trece echivalentul la 2% din produsul intern brut al României prin fondul de rezervă, un fond de altfel destinat urgențelor cu o dimensiune relativ mică bugetară. Ori ăsta este un act de... Și da, până la urmă, recuzita face parte din parlamentarism, un protest pașnic, nimeni nu... al colegilor mei de la USR pentru alte partide cu comportamente, de altfel nu garantez eu, dar colegii mei de la USR au adus aceste cadouri otrăvite, care spun taxe mai mari, care este realitatea pe care a pus-o în practică acest guvern, și buget record pentru special. Pentru ce că înseamnă buget record pentru special? Vă rog. Înseamnă că acele 12 miliarde de lei care erau suma alocată pensiilor necontributive, pensiile speciale din România, foarte scurt, în jur de 5 milioane de pensionari în România primesc o pensie conform cu cât au contribuit atunci când au lucrat. 200.000 de oameni, acești așa numiți speciali, care sunt și ei concetățenii noștri și care au dreptul la o pensie și care au avut contribuții, li se calculează pensia pe o formulă specială care produce nedreptăți. Un exemplu este celebru, este șeful PNL Nicolae Ciucă, care pe contribuțiile dumnealui a avut funcții mari în statul român, să ne înțelegem, are dreptul la o pensie decentă, dar conform contribuțiilor pe care le-a avut,
calculul specialiștilor noștri este că pensia dumnealui, dacă ar fi fost calculată pe contributivitate, ar fi în jur de 8-9 mii de lei. O pensie absolut decentă pe lună. Vă reamintesc că pensia medie în România este de 2.000 de lei. Ei bine, pensia premierului Ciucă este de 18.000 de lei, pentru că este o pensie specială. Ori, în acest buget se cresc pensiile speciale, suma alocată până la, dacă nu mă înșel cifra, o citesc din memorie, 15,6 miliarde de lei. Deci am ajuns la niște sume amețitoare. Asta este 1% din produsul intern brut al României. Anul acesta produsul intern brut a fost de 1560 de miliarde. Întrebat de pensia lui, Marcel Ciolacu, nu Marcel Ciolacu, ci Nicolae Ciucă. Îi confundăm și noi câteodată. Nicolae Ciucă spune că de la Alexandru Iancuzan, coace militarii primesc pensii speciale, dar el consideră că pensia pe care o primește nu este specială, este una de serviciu. Militarii primesc pensii de serviciu. E un argument pentru dumneavoastră? Nu, pentru că ceea ce o face, nu ne ascundem după cuvinte aici, ceea ce o face special este că nu se calculează după contribuțiile pe care le-a plătit. Să ne înțelegem, a avut niște venituri peste medie, omul a fost șef armat român, are dreptul la o pensie absolut decentă și ar avea o pensie decentă, am dat exemplu, 8-9 mii de lei pe lună, îl înțelege toată lumea, dar dumnealui primește 18 mii de lei pentru că se aplică o formulă specială care ia în considerare veniturile din ultimele 6 luni, atunci s-au pus tot felul de sporuri, de solde, au știut să-și pună, mai ales șefii armatei, că sunt foarte mulți pensionari militari care nu au pensiile, care au poate chiar pensiile șefilor și care nu beneficiază de indexarea pensiei cu inflația decât când vrea puterea politică. Pensiile celelalte trebuie indexate anual. Deci a aduce acest sistem la contributivitate și la o formulă generală echitabilă este un lucru care face bine tuturor. În seara asta, Marcel Ciolacu, în discurs, se uită la un moment dat în sală, noi nu știm către cine se uita în sală, pentru că îl vedeam cum e acum la televizor, și spune așa: bugetul pe 2024 nu conține miliardul de euro pentru vaccinuri. Deja s-a comentat că asta a fost o săgeată pentru USR. Nu conține miliardul de euro pentru vaccinuri. Se face de râs, domnul Ciolacu, cu afirmațiile astea, pentru că coboară foarte mult discursul. Celebrul miliard de euro pentru vaccinuri, cifrele publice le-a dat ministrul actual al sănătății, domnul Rafila, și a spus că până la zi în România s-au plătit 500 de milioane de euro, adică jumătate de miliard, ca să nu știu cum stă domnul Ciolacu cu matematica, de jumătate de miliard, din care cea mai mare parte au fost vaccinuri care au fost folosite. Ori au fost administrate, cea mai mare parte, ori au fost revândute, ori au fost donate Republicii Moldova și în alte părți. Deci partea care, să spunem, s-a risipit unele din motive tehnice, este extrem de mică din această sumă. Dar oricum e vorba de jumătate de miliard de euro plătit în total. A apărut ieri o analiză foarte clară în Politico, o publicație renumită europeană, care arată că europene care au aruncat. Da, și România în acel clasament se situează undeva în a doua jumătate, adică a fost și o țară economă. Ancheta DNA pentru dumneavoastră cum e? Ancheta DNA este o anchetă politică. Este o anchetă politică. I-ați speriat pe mulți când a spus asta și văd că nu, și o să-mi susțin această afirmație. În momentul în care acel procuror... Vorbiți ca Liviu Dragnea. Un procuror este obligat să nu folosească predicate politice. Domnul Ciolacu se poate duce la tribună și recunosc acest drept că oamenii politici l-au și să spună un miliard, 100 de miliarde, un catralion, ca să folosesc și eu o metaforă. Procurorul a luat acest miliard de euro și l-a pus în rechizitoriu, el neavând o bază factuală. M-am spus, s-au plătit jumătate de miliard. Întreg dosarul este construit pe un mal praxis judiciar, nu există crimă. Nu există crimă săvârșită, nu este identificat făptașul crimei imaginare, vaccinarea a ținut de premier, nu de Ministerul Sănătății, comenzile de vaccinuri, aprobarea lor, eu nu cred că e nimic neregulă nici acolo. Așa a dorit PNL-ul când am făcut coaliția ca vaccinarea să fie la premier. Deci este un dosar construit pe nimic, care cât timp a fost șef domnul Crin Bologa, care a fost un om onest, care a condus DNA-ul, nu a fost lăsat să meargă mai departe, pentru că efectiv nu există fapta, cum se spune. Până la urmă există o responsabilitate și a unui magistrat. Un magistrat funcționează în cadrul unui stat de drept. Există magistrați corupți. Da? Deci ce spune un magistrat nu este literă de lege. Există magistrați și procurori și judecători, chiar poate mai mulți decât ar trebui. Legătura politică este că un dosar organizat împotriva opoziției care preia predicate ale premierului. În momentul și în care... Florin Câțu. Da.
Florin Câțu este un om care se situează în opoziție în PNL, un om care critică public guvernul. Eu nu sunt un prieten politic al domnului Câțu, cred că este de notorietate acest lucru. Nu, este un prieten al adevărului. Chiar dacă cel care a aprobat participarea României în mecanismul comun de achiziție, în care toate statele au participat, așa cum arată și politicul, este Klaus Iohannis, și Klaus Iohannis este cel mai mare adversar politic al meu, eu nu o să spun că a făcut ceva rău în legătură cu acest lucru. Cred că era un lucru care trebuia făcut atunci. Este o decizie pe care eventual se judecă politic sau de către istorici, știți, nu juridic. Știți tipicul, președinții partidelor parlamentare își adresează întrebări la săptămâna președinților, imediat veți primi o întrebare din partea lui Marcel Ciolacu, din partea prim-ministrului Marcel Ciolacu. Dar înainte, ce le spuneți celor care vă reproșează că vorbiți ca Liviu Dragnea despre justiție atunci când spuneți că sunteți victima dumneavoastră la USR, victima unui dosar politic? Le spun că DNA-ul a fost, în fruntea DNA-ului a fost pus domnul Voineag, un personaj convenabil actualei puteri, care i-a închis dosarul domnului Ciucă să-l scape de plagiat, care a închis niște anchete care mergeau către SRI și achiziții suspecte, un om al acestui sistem, și așa cum există corupție în multe domenii, și în politică, și în zona publică, și în zona privată, există corupție și în mediul judiciar. Ori pentru a se proteja și pentru a instrumenta, e de notorietate în România. Prima a fost Rodica Stănoiu, sunteți un om cu vechime în presă, care a discutat despre dosare în ședințele de partid. Pentru a instrumenta un dosar opoziției, care nu are o crimă, nu are o faptă acolo, după cum este acest dosar, s-a pus acest personaj convenabil în funcția DNA și noi am fost avertizați, am fost printre dinți, pe holuri, suntem amenințați de cei de la putere, de domnul Predoiu, de domnul Bode, că dacă nu vă potoliți cu polul de dreapta, cu Alianța Dreapta Unită, despre care sper să avem ocazia să vorbim în această seară, practic cu alternativă la actuala putere, stați care așa, și-a făcut planul... Ați spus un nume. Ați primit o amenințare din partea... Sunt discuții care au loc... Ce spuneți este foarte serios. Da, este foarte sigur. Este foarte, foarte simplu. Domnul Bode, de la acel microfon pe care domnul îl vedem... Lucian Bode... Lucian Nicolae Bode a amenințat opoziția cu dosare. Este o declarație făcută la microfonul acelui parlament. Alte amenințări? Spuneți că pe holuri v-au amenințat mai mulți reprezentanți ai puterii? Da, astea, cum să zic, pe mine nu mă intimidează. Văd că domnul Ciolacu e foarte intimidat de puțină opoziție parlamentară. Da, e o retorică de asta la PNL. O să vă distrugem, vă facem praf. Și pe de altă parte se arată și... Dumneavoastră vă dați seama că există o diferență între small talk pe holuri și amenințări care după aia ați constatat, că asta ne spuneți sau asta ne lăsați să înțelegem, și amenințări care după aia s-au materializat. Absolut. Înțeleg această diferență și cred că CSM-ul, Consiliul Superior al Magistraturii, care m-a cenzurat pe mine, a spus că, domnule, am afectat, Cătălin Drulă a afectat independența justiției, ar trebui să uite la domnul Ciolacu, care vorbește fals despre acest miliard de euro, care direcționează DNA ce anchete să facă, pentru că domnul Ciolacu chiar are putere asupra DNA. Este șeful Ministrului Justiției. Ministrul Justiției poate propune revocarea, cum s-a întâmplat în cazul doamnei Chioveși, pe care, bineînțeles, Iohannis o va executa, că este cu această putere. Deci, acolo CSM-ul nu vede nicio problemă. Aceste instrumente și instituții sunt folosite împotriva opoziției democratice, pentru a ne reduce la tăcere și pentru că nu vor să existe o alternativă pentru anul. Ei, am o veste proastă și le spun și celor care se gândesc să facă parte în aceste planuri, vom continua să existăm. Polul de dreapta, Alianța Dreapta Unită, USR, PMP, Forța Dreptă este formată, va participa la toate alegerile și oamenii, spus celor care se uită la noi, o să aibă ce să voteze vorbim anul despre viitor. Asta imediat. Spuneți-mi dacă ați făcut sesizarea la Comisia Europeană despre care vorbeați atunci când a apărut ancheta DNA pentru vaccinuri. Ați spus că veți sesiza Comisia Europeană, instituțiile europene. Da, e o scrisoare pe care am făcut-o publică. Ați făcut această sesizare. Este o scrisoare publică. Pentru că e vorba de un mecanism comun de achiziție european. Practic, acest procuror criminalizează un mecanism comun european în călcând o separație a puterilor în stat. Separația puterilor în stat există în ambele direcții. Da? O decizie executivă, care apropo nu aparține USR, dar asta mi se pare un lucru secundar, până la urmă apărăm un principiu, a lui Klaus Iohannis și a lui Florin Cățu, cei doi oameni politici care și legal și juridic au angajat achiziția de vaccinuri în programul european, este supusă unui mecanism fără să existe acolo nicio crimă. N-a luat Klaus Iohannis
sau nu a demonstrat acest procuror bani de la, eu știu, Pfizer sau Moderna sau AstraZeneca, nu e vorba de un act de corupție, nu e vorba de un motiv ulterior suspect în a face rău. Din contră, oamenii de aici care sunt în guvern acum calcă legile în picioare, legea responsabilității fiscal-bugetare care le impune limite, rapoarte, termene care sunt depășite. Din nou, asta ar putea fi să constituie un abuz în serviciu. Acum, eu nu sunt jurist, dar pe de altă parte eu cred că răspunderea trebuie să fie politică și cred că răspunderea pentru ceea ce face, atâta timp când nu e vorba de acte de corupție, ceea ce face și Marcel Ciolacu, va veni la vot și la ceea ce face PNL-ul. Deci, ca să înțelegem, acuzația dumneavoastră este că procurorii DNA au deschis un procuror DNA, șef DNA, a deschis un dosar împotriva a doi membri USR și a lui Florin Câțu, pus de sau în numele sau în favoarea actualei puteri. Asta ne-a spus, am înțeles bine? Da. Ăsta este mecanismul. Da. Și în legătură cu această anchetă, ați fost preveniți de mai mulți reprezentanți ai puterii, printre care și Lucian Bode. Asta este acuzația. Da. Haideți să-l vedem pe Marcel Ciolacu. Domnule președinte Cătălin Drulă, mai susțineți proiectul fără penali în funcții publice după ce aveți un primar trimis în judecată și un fost ministru într-o anchetă penală? Vă rog, Cătălin Drulă. Acum, dacă pot să fac un comentariu doar pe formă. Sper că nu s-a scăpat cum a făcut-o domnul Predoiu. Știți când domnul Predoiu a spus că s-a închis un dosar al unui domn, soțul procuroarei Hosu, și a fost un scandal anul trecut în ianuarie. Nu avem niciun primar trimis în judecată. Deci dacă știe ceva domnul Ciolacu, se pare că are acces la dosare mai mult decât noi. Nu avem niciun primar trimis în judecată, dar iată, asta e poate ceva pentru care CSM-ul s-ar putea autosesiza. Pe de altă parte, cred că domnul Ciolacu nu face cel mai deștept lucru atunci când vorbește despre penali. PSD-ul este partidul corupției, este partidul care a inventat și a menținut rețele de corupție în România. USR este partidul anticorupție și da, îi răspund clar premierului Ciolacu, USR rămâne partidul anticorupție, ori toleranța noastră este zero la corupție. Asta este un singur standard, nu este un dublu standard. Toleranța noastră nici măcar nu trebuie să se ajungă la nu știu ce mecanisme sau să invocăm circumstanțe. Dacă este vorba despre așa ceva, din fericire n-a fost vorba până acum și cred că, cunoscându-mi colegii, nici nu o să fie. Da, acum este un partid mare, cât toată țara. Toleranța este zero. În timp ce PSD este partidul care a adus corupția la masa guvernelor, în primării, în instituții, partidul care, iată, în timp ce românii sunt preocupați de cum o duc, tocmai a numit la ASF. Știți, ASF-ul, această instituție, astăzi în Parlament, 25.000 de euro pe lună, un șef acolo, domnul Petrescu, un mare șef PSD, a fost pus prin tot felul de poziții, la poștă și în alte locuri, acolo se primesc 16 salarii. Pentru românii care au doar 12 salarii, sau cine știe, poate îl mai primești și pe al 13, la ASF, bine se primesc. Cătălin Drulă, candidați la președinție? Candidatul la președinție al Alianței Dreapta Unită, USR, PMP, va fi ales cu Forța Dreptei, va fi stabilit la timpul potrivit. Evident, va fi stabilit prin toate instrumentele politice. Vreți să candidați? Vreți să fiți? Eu vă spun un lucru care e foarte, cred, de bun simț. Dacă vedeți un lider de partid mare care spune, eu nu mă văd în fruntea unui proiect politic, înseamnă că are o problemă și n-ar trebui să fie acolo. Deci vă doriți? Așa ne spuneți că vă doriți. Nu, eu îmi doresc să avem cea mai bună soluție pentru România și cred că este important să vedem pe cine alegem președintele României și cum este acel om. Eu am fost dintre oamenii care eram doar cetățean în 2014, m-am dus și m-am bucurat ca un fraier în piața universității când a ieșit Klaus Iohannis, că nu știam cine e omul. Și pentru că am crezut că reprezintă ceea ce cuvintele pe care le rostise. Eu cred că e important pentru următoarea dată, mai ales că președinții de obicei sunt pe 10 ani în România, să vedem și cum este acel om, să susțină modernizarea țării, să susțină lupta împotriva hoției care a acaparat statul, să susțină mediul privat, să nu se gândească la partid ca la o mare instituție care se hrănește din resurse publice. Sincer, realist, credeți că
cel care va candida din partea Alianței Dreapta Unită. Are șanse? Din tot sufletul, sincer, realist și din tot sufletul, și de asta suntem atât de atacați. Discursul acesta care minimizează opoziția, pe care l-auzim de 2 ani de zile, a fost în studiul la dumneavoastră. Mă rog, dacă așa alegeți să facă politică lipsit de respect, am văzut la întrebarea mea, domnul Ciolacu, reacția a fost, e prea mic, nu știu dacă se răspunde. E ok, nu e problemă. Eu nu-mi subestimez adversarii. Ar fi bine să nu facă nici el. Nicolae Ciucă imediat vrea să vă pun o întrebare, dar înainte vă întreb eu dacă ați mai vorbit cu Elena Lasconi. Sigur, vorbesc cu toți colegii mei, avem constant acest contact cu primarii, Elena Lasconi este primarul nostru din Câmpul Lung și avem dialog. Va fi studiată Elena Lasconi așa cum se face, va fi pusă în versiunile din sondaje pentru posibil prezidențiabil din partea alianței dumneavoastră? V-am spus, acest anunț despre prezidențiabilul din partea alianței dreapta... Elena Lasconi e o variantă? Eu nu vreau să intru în speculații. Colega mea are susținerea pentru primăria Câmpul Lung, face o treabă foarte bună acolo, despre cum ar trebui să arate profilul celui care va conduce și va reforma România. Asta e o discuție pe care o să avem în interiorul alianței. Nicolae Ciucă, întrebare pentru Cătălin Drulă. Bună seara! Am văzut că domnul președinte al USR a luat decizia să o elimine pe doamna Elena Lasconi, primarul de la Câmpul Lung Mușel, de pe listele de candidați la europarlamentare. A fost acest vot la referendum un criteriu pentru selecția pe listele de europarlamentare? Vă rog, Cătălin Drulă. Domnule, sunt de acord cu Marcel Ciolacu. Îi stătea mai bine când... Am fost și coleg cu domnul Ciucă în guvern și, mă rog, așa, la nivel uman, e pentru o conversație, poate fi un om care să ai o conversație plăcută. Îi stătea mai bine că nu-i făceau consultanții întrebările astea. Sunt impresionat de grija pe care o poartă selecție candidaților USR. E o poveste închisă pentru noi. Elena Lasconi este primar la Câmpul Lung. Noi avem o listă anunțată ieri a Alianței Dreapta Unită, USR, PMP, FD, pentru Parlamentul European, în care sunt oameni excepționali, sunt mândru de lista pe care o propunem și criteriile nu sunt la USR, vorbim despre ce se întâmplă la PNL, unde știu că e o bătaie de asta pe viață și pe moarte, pe principii și valori, dar mai degrabă pentru scaunelul fiecăruia. Criteriile noastre sunt oameni care au experiență, oameni care pot livra, stau în spatele fiecăruia dintre cei care este pe acea listă, inclusiv lista Alianței Dreapta Unită. Ni se alătură în primele poziții Eugen Tomac, un om care a luptat pentru Schengen, ni se alătură Violeta Alexandru, o femeie politică puternică și cu multă experiență în politici publice. Comasarea alegerilor. Varianta PNL, aflăm pe surse, ar fi ca prezidențialele să se țină odată cu localele, în așa fel încât primarii să participe și la mobilizarea electoratului pentru alegerile prezidențiale. 1. Vă convine? V-ar conveni această variantă? E bună pentru dumneavoastră? Eu cred că, în primul rând, este rea pentru România și pentru democrația din România. Pentru că și cumva... Mie rușine de rușinea lor, a celor de la PNL. Problema lor este că nu vor să meargă în fața electoratului cinstit. Dacă sunt alegeri pentru președintele României, nu știu dacă domnul Ciucă va fi candidatul sau nu, dacă România îl dorește în majoritate, bazat pe 2 tururi pe domnul Ciucă președinte, e un lucru legitim. Dacă românii doresc să mai dea un mandat PNL, românii care au valori de dreapta și care și l-au văzut trădate în acest ciclu electoral la Parlament, în Parlament să aibă reprezentare PNL-ul, vor merge la parlamentari și vor pune ștampila în mod liber pe PNL. Ceea ce încearcă acum PNL este să păcălească oamenii. Dom'le, dacă avem într-o localitate un primar PNL, poate că omul când se duce îi scapă votul și face PNL la primar și PNL la președinte. Asta este și nedemocratic. Am făcut și o analiză pe constituționalitate. Orice formă de comasare a alegerilor, bazat pe decizia anterioară a LCC, este neconstituțională. Dincolo de asta, este un lucru care face rău democrației, să te joci așa cu alegerile în mod tactic, încercând să păcălești votul. Iar vestea cea mai proastă pentru PNL este că oricum va organiza alegerile, li se va întoarce ca un bumerang în față, pentru că nu poți scăpa de nota de plată a alegătorilor. Asta trebuie să le intre bine în cap. Și asta nu ia
nu le-a făcut nimeni rău, nu i-a forțat nimeni să se ducă în brațele PSD-ului, nu i-a forțat nimeni să ia Ministerul Finanțelor și să facă cele mai anti-business, cele mai anti-mediu privat politici. Nu i-a forțat nimeni să abandoneze o coaliție reformistă de centru-dreapta pe care o aveau cu USR-ul și să se ia în brațe cu PSD-ul. A toate aceste decizii le aparțin, iar deci pentru ele va veni nota de plată. Eu cred că este esențial ca alegerile și dezbaterea care e în jurul unei runde de alegeri, da, poate o să avem posibilitatea că să dezbatem de data asta, dar trecută nu s-a întâmplat, dacă spre alegeri prezidențiale, să dezbatem alegerile prezidențiale. Uh-huh. Dacă vorbim de problemele primăriei, sunt un anumit tip de probleme. Dacă vorbim despre guvernare, context parlamentar, este altceva. Dacă vorbim despre Parlamentul European, iarăși, ce rost are să le amesteci cu un singur gând acolo și cred că și celelalte forțe politice se opun, sper. Adică doar PNL-ul are această disperare și stau în laboratoare. Până acum erau, cred că, intenția de a comasa parlamentarele cu localele. Sunt tot felul de variante care au fost... Dar de ce? Au fost avansate și asta este ultima dintre ele. Vrem să știm dacă o aveți și pe a dumneavoastră. Vreau să le spun telespectatorilor că vă așteaptă George Simion, vrea și eu să vă adresez o întrebare. A doua întrebare în legătură cu varianta asta de comasare. Sunt 4 episoade de alegeri la anul. Dacă e să punem și cele 2 tururi de la prezidențiale, sunt 5. Da. Sunt multe voci care spun că sunt multe. 1. Sunteți de acord că sunt multe și 2. Aveți dumneavoastră o variantă a dumneavoastră de comasare și atunci să obține mai puține? Nu, eu cred că nu poți să ai prea multe alegeri într-o democrație. Asta este esența democrației. Dacă vrei să n-ai alegeri, atunci se numește altcumva, se numește dictatură. Și atunci nu există nicio altă variantă. Eu cred că fie bine ca fiecare rundă de alegeri să aibă dezbaterile. Avem europarlamentarele în iunie, în septembrie vine termenul pentru locale, discutăm despre primării. Termenul pentru parlament e undeva, dacă nu mă șel, în noiembrie, în acea zonă. Și avem și cele 2 tururi ale prezidențialelor unde vedem cine vrea să conducă statul român și cine va da direcția de dezvoltare a acestei țări. Dacă ați negociat cu Rareș Bogdan, că el așa spune, că împreună cu Dan Motreanu stă mereu de vorbă cu dumneavoastră cei de la USR, ce părere aveți despre pilonul 2 și, evident, întrebarea lui George Simion? După o scurtă pauză, ne întoarcem, rămâneți cu noi. Cătălin Drulă, președintele USR, este în studioul Digi24. Sunt sigur că sunteți la curent cu declarația lui Rareș Bogdan, conform căreia nu ați rupt niciodată legăturile și împreună cu Dan Motreanu discută întotdeauna cu dumneavoastră, inclusiv despre posibilitatea refacerii unei coaliții de dreapta. Mai ales atunci când a existat un moment mai delicat în relația dintre PNL și PSD. Spuneți-ne dacă negociați sau ați negociat cu Rareș Bogdan. Pe domnul Motreanu nu-l cunosc, nu l-am întâlnit niciodată, iar, sau în fine, e posibil să fost la Vila Lac la negocierile guvernului, dar nu-l cunosc. Iar cu domnul Rareș Bogdan am avut ultima discuție politică la ultima ședință de coaliție din 2021, în septembrie. De altfel e celebrul pariu cu sticla de vin, pe care nu mi-a dat-o încă, dar poate că... Până la urmă, cine știe. Era o declarație de iubire a tuturor din jurul premierului la acea vreme, Câțu, că va fi veșnic premier al PNL și că niciodată nu o să renunțe la el. Stați așa, deci ne spuneți că nu? N-ați negociat cu Rareș Bogdan? Adică declarația asta... Cum e nu, declarația nu, asta? Nu. Nu știu ce declarația asta. Declarațiile aparțin dumnealui. Eu nu am avut... Deloc. Cu... Nici nu lasă nici alți colegi de la USR. Nu. N-ați discutat cu PNL despre... Eu sunt președintele USR, adică nu am avut astfel de dialog, nu. Cât timp este Klaus Iohannis la Palatul Cotroceni? Adică cât mai e până la sfârșitul mandatului lui? Vedeți posibilă revenirea dumneavoastră la guvernare? În orice formulă, care sunt posibilitățile? Scenariile sunt, nu vreau să intrăm în domeniul științifico-fantasticului, adică Klaus Iohannis... Realist, nu științifico-fantastic, realist. Realist, Klaus Iohannis... își dorește PSD-ismul la guvernare și a făcut tot ce a putut ca să aducă acest partid și felul lui de a guverna la putere în România. Nu e prima dată, dacă ne-am fi uitat mai cu atenție, da, eu am intrat în politică în 2016, dumnealui a fost în prim vicepreședinte al alianței USL, prima alianță între PSD și PNL și era un mare susținător. Îi place cu PSD-ul. A numit foarte mulți premieri de la PSD. O vreme ni s-a părut nouă tuturor că e forțat să o facă de configurația politică. De fapt, asta este ceea ce îl face confortabil. Înțeleg că își dorește mai departe o funcție la nivel european. Tot
la fel înțeleg că nu o va obține, dar această funcție și viitorul dumnealui politic depinde de PSD, cred, de dumnealui. Nu va depinde de PSD, pentru că puterea se va schimba anul viitor. Așadar, acest mariaj, aceste remorcă anexă pe care o reprezintă PNL-ul pentru PSD, această alianță contra votului din 2020, va continua oricât e previzibil. George Simion, președintele AUR, întrebare pentru Cătălin Drulă. Pentru domnul Cătălin Drulă, având în vedere că are doi foști miniștri care sunt anchetați și văzând că impostura este calificativul de bază de la care pornește un membru USR, aș vrea să ne spună ce implicare are în Felix Telecom. Vă rog. Nu, n-am nicio implicare, sunt niște aberații, nu știu cine le spun, înțeleg că are tot felul de personaje prin jurul lui, destea tot felul de foști ofițeri de informații și pe acolo, care probabil că îi spun niște lucruri și pe care el nu le înțelege. N-am nicio legătură, eu, cu firma menționată. Dar vă e cunoscută firma? Înțeleg, da, este... că tema vă e cunoscută. Pentru că o tot repetă de la microfonul Parlamentului. Tatăl meu, care este antrenat automatică și calculatoare, inginer în acest domeniu, a lucrat la această firmă. Între timp este pensionat, e acasă cu nepoții, adică cu copiii mei. Astea sunt aberațiile lui Simion, iar dacă vorbim despre impostură, am putea să vedem cum se raportează acest partid la niște lucruri groaznice care au loc în rândul său, la acele acuzații și investigații ale poliției privind, nu știu, violuri la școala de vară AUR, contactele pe care le are cu Rusia, cu ofițeri de informații ai lui Putin, sunt acuzații foarte credibile ale șefilor de servicii secrete din Republica Moldova și Ucraina, și umblă cu astfel de compromaturi și aruncă cu noroi și cu teme false, probabil livrate de acești ofițeri care știu să facă ce a făcut și securitatea și KGB-ul și GRU, dezinformare. George Simion, în interviurile pe care le acordă, mai ales în ultima perioadă, spune că, în conformitate cu sondajele pe care le au ei la AUR, parte din alegătorii USR au trecut la AUR. Sunteți la curent cu asta? E adevărat? Simțiți? Vedeți și dumneavoastră asta în sondaje? Nu, și nu știu, domnul Simion pare că câteodată scapă, are o energie nefie... Stați, e adevărat sau nu e adevărat? Că vreodată cineva care a votat USR ar putea să voteze AUR? Că deja sau... ei se văd în sondaje că au trecut simpatizanții dumneavoastră, acum simpatizează AUR. Noi ce vedem în cercetările noastre este că au o creștere oarecare față de cifra care a intrat în Parlament, 8%, dar destul de plafonat. Și probabil că asta e și disperarea. Și vin de tot felul de gogoși, că au ajuns la 30, la 40, la cine știe cât la sută. Și astea care sunt convenabile și lui Marcel Ciolacu, pentru că de fapt Marcel Ciolacu încearcă să vândă această poveste și la nivel european, și mediului de business din România, și tuturor spunând, noi fi eu perfect, noi fi cel mai bun, dar iată care este alternativa. Ori nu, alternativa este Alianța Dreapta Unită, formată de USR, Partidul Mișcarea Populară și Forța Dreptei, o alianță cu valori liberale, o alianță care se luptă cu șanse foarte bune să câștigăm alegerile europarlamentare și, bineînțeles, să mergem către alegerile din toamnă. În legătură cu provocările constante ale lui George Simion, ale Dianei Șoșoacă din Parlament, în legătură cu ce s-a întâmplat în seara asta, la plenul reunit, la dezbaterea bugetului, întrebarea pe care și-o pun oamenii de bun simț din țara asta este următoarea. De ce li se permite? De ce sunt tolerați? De ce nu există sancțiuni pentru oamenii care distrug ședințele Parlamentului? De ce? Asta este o întrebare foarte bună și cea mai gravă manifestare a fost atunci când președintele Zelenski trebuia să vorbească în Parlamentul României și, din toate informațiile pe care le avem și noi și dumneavoastră presa, din cauza doamnei Șoșoacă n-a mai venit. Adică
cumva parlamentul nostru, da, condus nu li s-a de putut PSD, adresa românilor prin intermediul aleșilor lor, da, un din șef cauza de stat, unui senator. Din cauza unui singur om. Eu cred că, așa cum spuneam în răspunsul anterior, este o amenințare convenabilă și li se dă platformă. Uitați-vă și astăzi. Adică sunt tolerați, ne spuneți. Sunt tolerați și mai mult de atât încurajați. Astăzi domnul Simion, sau ieri, nu știu, a fost la Casa de Comerț Unire, acel proiect falimentar al lui Petre Daia de pe vremea lui Dragnea, un fel de casă de comenzi, așa, de parcă nu era tuturor groază de lucrurile astea, a statului, și acolo a fost primit de directoare, de toată conducerea și plimbat pe acolo și și-a rostit toate mesajele astea panicard agresive, extremiste, cu tot felul de conspirații, pe o instituție a statului român care se laudă și PSD-ul. Deci există o platformă care îi se dă, regulile nu îi se aplică în ceea ce privește, în același lucru și în ceea ce privește pe doamna Șoșoacă. Există limite ale comportamentului parlamentar care se opresc la violență, la anumite tipuri de manifestări care nu și-au locul acolo și care sunt de mult depășite de aceste personaje. Există vreun pericol, vedeți vreun risc pentru pilonul 2 de pensii? Pentru că au existat tot felul de încercări, unele ar fi fost din greșeală, unele au fost reale pentru a testa reacția publicului, dar constatăm că ele vin în valuri. Există un pericol real. Cum îl sesizați dumneavoastră, Cătălin Drulă, la adresa pilonului 2 de pensii? Pilonul 2 este continuu sub atac. Deja aproape 1 milion de oameni au fost scoși de acolo. E vorba de cei din domeniile menționate mai devreme, IT, cei mai nou scoși de acolo, construcții, industria alimentară și agricultură. Practic, acestor oameni li s-a făcut opțională contribuția la pilonul 2, ori ăsta e un lucru nedrept, pentru că oamenii care sunt într-o situație acum poate nu se gândesc foarte bine la ce se va întâmpla peste 20-30 de ani. Dacă e opțional, atunci să fie opțional și pilonul 1. Nu mai plătim CS, 25% din brut, și nu mai vrem pensie de la statul român. Nu e opțional, e obligatoriu, pentru că din ceea ce contribuim la CS, se plătește pensia celor care sunt la pensie acum și n-ar funcționa sistemul altfel. La fel și pilonul 2 este un sistem general obligatoriu, care a fost introdus o reformă adusă de Banca Mondială în 2004, începută din 2008, iată, niște oameni politici de atunci, așa cum îi criticăm noi acum, s-au gândit la cei care vor ajunge la pensie în 2040. De ce? Pentru că România are un dezechilibru demografic. Vom ajunge să avem un angajat la 2,5 pensionari. Și asta e un lucru pe care nu-l mai putem schimba pe termen scurt. Chiar dacă ne apucăm să creștem natalitatea de mâine, o 10, 20, 30 de ani vom avea o problemă enormă. Și atunci această acumulare în pilonul 2 înseamnă o garanție a unei pensii decente. Ori asta, această independență financiară, faptul că oamenii își pun banii deoparte și că nu mai stau să le spună domnul Ciolacu sau domnul Ciucă, poate vă creștem cu 10, poate vă creștem cu 15, poate cu 5, e an electoral, poate primiți mai mult o ala-bala portocala cu punctul de pensie. Nu, acolo lucrurile sunt clare, ți acumulezi pentru tine, iar acest lucru îi deranjează, acest principiu liberal și de dreapta îi deranjează și au început prin a scoate 1 milion de oameni, mai sunt doar 4 milioane de contributori din 5, următorul pas ar fi să-l declare complet opțional, deci practic să-l desfințeze și s-au gândit la un moment dat chiar să ia banii deja acumulați, cele 100 de miliarde de lei. Sunt trepte ale atacului care se dă la pilonul 2, noi permanent ne-am pus în sprijinul acestui sistem de pensii în care românii își acumulează pentru când vor ieși la pensie, ei îl atacă permanent și inclusiv PNL-ul. Asta este cel mai revoltător, că un partid care s-a pretins la un moment dat de dreapta este de fapt din nou anexa PSD. Ludovic Orban, întrebare pentru Cătălin Drulă. Bună seara! Domnului Cătălin Drulă, președinte USR, vreau să-i pun o întrebare legat de momentul 2021. Pe cine considerați principalul responsabil pentru destrămarea coaliției de guvernare de centru-dreapta care s-a format după alegerile parlamentare din 2020? Vă rog, Cătălin Drulă. Klaus Werner Iohannis. Este omul care și-a dorit să aducă PSD-ul la guvernare și care a comis o fraudă de proporții. Înainte de alegerile din 6 decembrie 2020, cu 2 zile, în 4 decembrie, când se încheia campania electorală, a spus așa: niciodată PSD-ismul nu trebuie să mai ajungă la putere,
Și atâta timp cât PSD-ismul va fi la guvernare, România nu se va moderniza. Mi-au rămas aceste două fraze în minte. 8 luni mai târziu, pentru că făceam reforme, pentru că ne-am făcut treaba cu cinste, pentru că ne-am apucat să sanăm bugetele statului și să eliminăm mafile din diferite domenii, de la metrou până la zona de transportatori, control al greutății și în toate zonele în care s-au ocupat și colegii mei, la Ministerul Economiei, Claudiu Năsui, Ghinea, la fondurile europene, au preferat să ne dea afară de la guvernare Klaus Iohannis, a preferat acest lucru și să aducă PSD-ismul la guvernare, acest PSD-ism antimodernist și să nu uităm un lucru, că îl uităm prea des. PSD a luat 30% din voturi. Ok, e un rezultat respectabil, dar cu 30% nu poți să implementezi politici PSD-iste. Îți mai trebuie încă niște voturi ca să ajungi la majoritatea. Acele voturi au fost date pe gratis de Klaus Iohannis. Mulțumesc, Cătălin Drulă, președintele USR, studioul Digi24. Pauză și când ne întoarcem, avem informații noi despre tragedia de la Odorheiu Secuiesc. Un liceu care urma să fie renovat cu bani de la guvernul Ungariei. Era pe listă pentru anul viitor. De ce nu a reparat România acest internat care s-a prăbușit, cu rezultatele despre care am tot vorbit? După o scurtă pauză, vă așteptăm.